Eu am avut momente când am dorit să-mi retrag plângerea pe Nana. De ce ai fi făcut asta? Ori că va face pușcărie, ori că voi lua bani de la el. Procesul merge în continuare. Vei face publice aceste dovezi? Cu siguranță. 100% nu există așa ceva. Să ferească Dumnezeu! Tot reamintit de acea depresie, nu vreau să trec cu vederea faptul că după ce ai trecut prin trauma pierderii tatălui tău, te-a mai lovit încă o nenorocire, că altfel nu pot să o numesc, cu cel pentru care tatăl tău a lăsat cu limbă de moarte să aibă grijă de tine. Ce se mai întâmplă cu acea plângere penală pe care i-ai depus-o? Pentru că au trecut ceva ani de când i-ai depus-o și așteptam un răspuns. Așa cum l-a așteptat și voi, l-aștept și eu. N-ai niciun semn de la procuror? Știu doar că s-au luat declarațiile de la martori, dar în momentul de față, mai ales că eu în ultimele luni nu m-am mai ocupat absolut deloc de nimic, de ceea ce ține nici de proces, nici de viața mea, lucrurile cumva au rămas în stand-by. Dar acum că mi-am revenit și le iau și eu încet așa cum pot, mai întâi succesiunea, apoi procesul, încerc să merg exact pe un șir normal, așa cum pot să fac față, ca să nu cumva să mai decad, pentru că înainte încercam să mă ocup de toate și am decăzut. Încerc să le iau pe rând. Procesul este în curs, cu siguranță dacă mă voi implica mai mult, probabil s-ar rezolva și mai repede, doar că am lăsat lucrurile așa să vină de la sine. Asta pentru că m-a și afectat foarte tare acea perioadă în care am încercat să rezolv din tot din adinsul, m-am expus foarte mult, mi-a făcut rău și acum am luat-o mai ușor. Asta și pentru că m-am împăcat cu gândul cumva, adică m-am resemnat, nu pot să spun că m-am împăcat, că niciodată nu m-am putut împăca cu acest gând că omul pe care l-am considerat tatăl meu de-al doilea m-a dezamăgit în acest fel, dar... Te-a dezamăgit în acest fel? Când spui asta, mă gândesc la anumite personaje care spuneau că tu de fapt erai îndrăgostită de el și că îți doreai o relație. Doamne, dar de câte ori n-am vrut să lămuresc această situație și am încercat și am fost înțeleasă greșit. Eu când am venit și am vorbit în diverse de emisiuni despre subiectul acesta, am fost percepută nu doar că mincinoasă, că oricum asta mi se spunea, dar eram percepută ca acea fată care se dă victimă și care nu spune nimic adevărat și nu mi se înțelegea povestea exact. Mie mi se spunea că eu îl denigrez pe tatăl meu și nu avea nicio legătură. Tocmai asta spuneam, că tatăl meu a fost înconjurat de oameni răi, oameni nu răi, care s-au dovedit a fi răi, pentru că n-aș fi crezut niciodată, repet, că omul pe care l-am considerat tatăl meu de-al doilea, da, era omul la care mă duceam atunci când nu puteam să vorbesc cu tatăl meu ceva, mă duceam la el și vorbeam. Omul care mă lua la școală, de la școală, omul care mă ducea la școală, omul care avea grijă de mine când eram răcită. Niște lucruri pe care eu, de la o vârstă foarte mică, le-am perceput ca și cum este unchiul meu, că eu la tatăl meu așa spuneam. Nu a existat niciodată vorba de o dragoste ascunsă, ferească Dumnezeu. Eu, la un moment dat, mi s-a spus să merg la detectorul de minciuni. N-aș fi avut și n-aș avea niciodată nicio problemă. Doar că eu consider în lumea asta că singurul judecător este Dumnezeu. Știi că am avut, nu știe nimeni lucrurile astea și poate nici el nu le știe. Eu am avut momente când am dorit să-mi retrag plângerea pe Nana. De ce ai fi făcut asta? Am avut momente pentru că mă simțeam tot timpul când încercam să rezolv situația asta, în gândul meu erau două opțiuni. Ori că va face pușcărie, ori că voi lua bani de la el. Faptul că oricât de mult mi-ar fi greșit și mi-ar greși un om în această lume, nu pot să-mi imaginez cum eu, chiar dacă mi s-a făcut foarte mult rău, să zic, Doamne, bag un om în pușcărie. Lucrul ăsta pe mine m-a măcinat și m-a durut foarte tare, mai ales când știu că este vorba de omul pe care eu chiar l-am iubit când am fost mică, dar, repet, iubirea aceea de tată, de unchi, de apropiat,
sunt sigură că mulți copii și multe nu există fete... nicio altă soluție, Ana, în cazul în care procesul va fi intrat și se va da un verdict. Automat legea spune că ori merge la pușcărie, ori va trebui să-ți plătească niște daune. Da. Să luăm în calcul a doua variantă, pentru că nu cred că este atât de gravă situația astfel încât să-l împingă la pușcărie. Vei primi bani de la el? Eu îți spun scurt și la obiect, am avut momente în care m-am gândit să renunț. De ce? Pentru că, repet, eu consider că singurul nostru judecător este Dumnezeu. Așa cum și el afirma. Dar cu toate astea, m-am gândit... Dacă o să renunți, o să pici tu din nou în fața publicului că ai fost mincinoasă și că ai vrut să-l denigrezi. Nu mă interesează lucrul acesta. Cine știe adevărul, cu siguranță îl știe. Tu ai fost puțin și în dubii în momentul în care ai povestit ceea ce ți s-a întâmplat, n-ai fost coerentă și n-ai povestit lucrurile astea verde în față pentru că nu ți le amintești cum trebuie. Susțineai faptul că considerai că ai fost oarecum drogată și nu ți amintești lucrurile astea. În anii ăștia care au trecut și faptul că ai apelat la psihologi te-au făcut să vezi mai clar lucrurile care s-au întâmplat atunci? În acești ani eu am încercat, am încercat și să-mi amintesc mai multe lucruri de atunci. Doar că cred că șocul a fost atât de mare încât nici în ziua de astăzi nu știu. Mi-aș dori cu tot din adinsul. Au fost nopți nedormite în care, înainte să depun plângerea, în care stăteam și mă gândeam ca nu cumva să mint pe nimeni. Și atunci această perioadă de terapie m-a făcut nu să-mi aduc aminte cu exactitate ce s-a întâmplat, ci să mă împac eu cu ideea că s-a întâmplat, să fiu liniștită. Deci pe mine de asta m-a ajutat terapia. Să mă împac cu ideea, să mă resemnez și să aleg. Eu, pe lângă partea terapeutică, eu am vorbit foarte mult cu părintele Stanelic de la Mănăstirea Dervent, inclusiv înainte de a lua decizia de a depune această plângere. Și am spus: părinte, eu știu că există un singur judecător pe această lume, Dumnezeu, care te va judeca după moarte. Ce să fac? Are rost să mă zbat și să îmi iau acest drept, să fac dreptate, în primul rând pentru sufletul meu? Și mi-a zis: dacă vrei să o faci, trebuie să o faci cu sufletul pentru tine, nu pentru cei din jurul tău. Și atunci eu de asta spun că uneori am avut momente în care nu că m-am îndoit, de neliniște, mă simțeam vinovată, chiar dacă am suferit foarte mult și sufăr când mă gândesc. Pentru că omul acela a fost un om pe care eu l-am considerat important în viața mea. A stărit în casă atâția ani, zi de zi. Eu l-am pierdut pe mamaie prima oară. Când am făcut 18 ani, bine, de fapt se presupune că l-am pierdut când am făcut aproape 16 ani, dar de fapt, deși de drept, la 18 ani a plecat din casă. Apoi a murit tatăl meu, adică eu i-am pierdut pe toți pe rând, toți oameni, acești 3 oameni cu care eu am stat în casă timp de 16 ani. Și dacă vreau și dacă nu vreau, poate sunt oameni, am citit foarte multe mesaje și sunt oameni, să știi, care au trăit în casă și fete care au trăit în casă cu oameni care se presupune că le-a crescut cât au fost copile și ulterior le-a dezamăgit, ori prin viol, ori prin abuz mental, psihologic, ori, și așa mai departe. Și atunci am văzut că nu sunt singura, deci cu siguranță sunt oameni care se regăsesc în povestea mea și mă înțeleg. Eu acum cum ar fi, eu oricum nu am mai și spus chestia asta. Dovezile mele sunt doar ceea ce am discutat eu cu el. Din care reiese clar mai faptul mult, că... nu am. Și atunci cum ar fi să vin eu la televizor și să arunc cu ceea ce pot și eu să, nu că să mă apăr, să dovedesc că am fost abuzată din toate punctele de vedere. De asta spun că procesul merge în continuare. În cazul în care procesul se va încheia în defavoarea ta, vei face publice aceste dovezi? Cu siguranță. 100% nu există așa ceva. Deci dacă va exista posibilitatea, care este oricum minimă pentru că sunt 4 capete de acuzație, în posibilitatea în care se va întâmpla prin absurd ca eu să pierd, toate dovezile, inclusiv că nu vreau să spună cineva că, domne, se pot falsifica,
toate dovezile vor fi publice, clar, 100%. Dar nu din răzbunare, ci pentru că eu sunt datoare, sunt datoare în fața mea, în primul rând, în fața tatălui meu care a trăit în acești ani cu el, da? A trăit în casă, au fost pe la spectacol împreună, s-au afișat în fața lumii ca orchestră, să spunem așa, da? Sunt datoare în fața lui, în fața mea și în fața publicului care chiar și după scandal m-a susținut. Adică am primit mesaje și primesc continuare mesaje de susținere și mai vreau să fiu luată ca un om care se victimizează. De asta spun, sunt datoare în fața acestor lucruri, acestor oameni și în fața mea, în primul rând, să fac dreptate. Dacă nu se va putea legal, ceea ce mă îndoiesc, pentru că totuși, în România este o țară democratică, cu siguranță eu voi face publice aceste dovezi. Da. Să te și mă gândeam acum cum ar fi reacționat tatăl tău să afle că ai trecut prin ceea ce spui tu că ți s-a întâmplat cu cel alături de care tatăl tău au format un cuplu și pe scenă și m-a avut atâta încredere în el să-ți facă tama în el lucrurile astea. Siguranță, nu ar fi, nu că nu cum ar fi reacționat, nu s-ar fi întâmplat dacă el ar fi existat. Probabil ar fi găsit o altă formă să ne dezamăgească. Nu mai vreau să-mi dau cu părerea, Marius, pentru că am pierdut nopții în șir gândindu-mă de ce? De ce s-a întâmplat asta? De ce? Când toate lucrurile erau bune, erau frumoase, erau ok, de ce? Și n-am găsit răspuns. Și atunci de ce să mă mai frământ eu și să-mi pierd ani din prezentul meu și din viitorul meu pentru un trecut care nu mai are nicio relevanță acum? Tocmai de asta spun că am avut zile și nopți de liniște și nu știam ce să fac, pentru că am zis, Doamne, m-am macinat atât de mult trecutul, încât îmi venea să dau tot, dar tot, inclusiv povestea cu mama, cu tata, cu el, să dau totul la o parte și să uit că au existat și să-mi văd de viața mea. Dar totuși cred că am această datorie. Și vă spuneam, eu am vorbit mult cu părintele Stares că vreau să merg și pe partea aceasta de credință, pentru că domnul respectiv vă pune foarte mult bază pe credință și pe Dumnezeu și vreau și eu să merg pe calea aceasta a credinței și să spun așa, că eu am vorbit foarte mult cu părintele Stareț și încă un părinte, nu mai vreau să le dau numele pentru că și aici a fost cu duș și întors, nu l-a perceput diferit, nu m-am folosit niciodată de numele lor. Eu vreau să spun că am vorbit cu duhovnicul meu, care m-a sfătuit, dar nu în taina spovedaniei pentru că e păcat să spui, care m-a sfătuit și mi-a zis, Ana, tu trebuie să-ți faci dreptate așa cum simți tu. Inclusiv când am avut dubii despre să renunț sau nu, l-am sunat și nu mi-a spus fă-o sau nu o face, sub nicio formă, nu mi-a zis niciodată du-te și depune plângere, nu. Dar m-a făcut să înțeleg că este datoria mea și în fața lui Dumnezeu. Eu ca să fiu liniștită și să am o legătură cu Dumnezeu, eu trebuie să fac alegerile potrivite pentru viața mea și pentru binele meu. Și automat am ales ca acest proces să continue. Proces în care n-a ajuns în niciun stadiu. Îmi spui că au fost audiați martorii până acum. Da. Dar ce martori există în treaba asta? Că până la urmă un act... Asta vă dau câteva exemple din apropiații mei, pentru că celorlalți nu pot să le dau numele. În primul rând este vorba de nașa mea, este vorba de mama mea, este vorba de niște persoane din trecutul meu care au fost prezente în momentul oportun și mai este vorba și de câteva persoane din exterior care au comunicat cu el și practic ei nu trebuie decât să povestească ce au vorbit cu el și să arate ce au vorbit cu el. Deci a confirmat, au confirmarea lui. Da, păi eu cum să mă apăr, să mă apăr, deja spun apăr. Da, cum să mă apăr? Pentru că și eu am fost acuzată la rândul că meu. Minți, că minți și că inventezi. Deci cum să mă apăr eu decât prin martorii aceia care au fost, cum ar veni, mesagerii noștri, da? Au fost de ambele părți, imparțial s-ar spune. Pentru că și dacă i-ar fi chemat ei în instanță, el în instanță pe ei, cu siguranță s-ar fi dus și ar fi spus adevărul.
Deci eu nu vreau ca nimeni să-mi țină parte. Eu vreau adevărul. Adevărul. Dacă instanța de judecată va fi extrem de aspră și îl va trimite, Doamne ferește, zic pe Nicușor, în spatele gratiilor, știind că acum are și un copil, are o fetiță, cum te-ai simți să-l vezi în spatele... Tocmai asta spuneam, că asta este teama mea cea mai mare, pentru că m-am simțit vinovată. Nu vreau să închid viața nimănui, mai ales că este vorba și de un copil la mijloc, care a apărut între timp, dar... Eu știu cât am suferit eu ca fată cât eram mică. Cum să intre, indiferent de cât de rău sau bun ar fi fost tatăl meu, era tatăl meu. Și atunci mă gândesc cum ar putea vreodată tatăl meu să pățească ceva de genul. Deci e exclus. De asta de foarte multe ori am avut dubii. Dar sunt convinsă că atâta timp cât vom ajunge în instanță, îmi voi spune și eu părerea și voi putea să... spun dacă îmi doresc sau nu-mi doresc sau nu, dacă cred că e după dorința ta, ci după cum după lege, dorește judecătorul. După lege, într-adevăr, dar consider că și sper, din punctul ăsta de vedere, eu sper să nu se ajungă în acel punct. Îmi doresc să-mi fac dreptate, dar nu-mi doresc să închid viața unui tată mai nou. Da, e impresionant că, iată, te gândești la binele celui care ți-a făcut rău totuși și... Pentru lume poate fi absurd faptul că eu mă gândesc, dar eu nu mă gândesc la binele lui, eu mă gândesc la binele meu. Pe mine nu vreau să mă mustre conștiința, eu nu vreau să mă simt vinovată, eu vreau să duc o viață liniștită. Deci nu este vorba de el aici, este vorba de mine. Dar în anii ăștia nu ați mai vorbit? Nu s-a întâmplat nicio reconciliere sau să mai încerce avocatul în vreun fel? Absolut deloc. Pentru că m-am zbătut atât de mult atunci și tot eu am fost scoasă vinovată și mi s-au adus acuzații din partea rudelor lui, cum că am cerut bani, nu, și atunci a fost o neînțelegere. De fapt, eu am făcut ce mi-a spus avocatul că trebuie să fac. Mi-a zis, domnule, asta dovadele este situația. Și schimbat ulterior. Exact, asta este situația. Mă puteți ajuta? Da, faci ca mine. Bun, fac ca dumneavoastră, sunteți avocatul meu, reprezentați, eu fac ca dumneavoastră. Avocat care te-a chemat la o reconciliere cu el, astfel încât să bateți palma pentru o sumă de bani și să-ți retragi plângerea. Da, lucru pe care eu în momentul respectiv eu nu l-am înțeles. Eu am zis, domnule, faceți cum doriți dumneavoastră și cum credeți că mi este bine. Drept dovadă n-ai ajuns în fața notarului, exact, să faci. Drept dovadă nu m-am prezentat, drept dovadă nu l-am contactat eu pe el să-i cer ceva, ferească Dumnezeu. Deci nu există așa ceva. Oricum, procesul de mediere este, inclusiv dacă ajungi în instanță, ți se spune că poți să optezi și pentru mediere, că este recomandată. Dar nu m-am gândit eu niciodată că în această mediere ar fi vorba de cerutul banilor. Deci nu există așa ceva. Da, sper că lucrurile astea să se rezolve odată pentru totdeauna, mai ales pentru psihicul tău, să-ți rezolvi problemele interioare și traumele pe care ți le-a lăsat în urma acestui neplăcut eveniment. M-am gândit atât de mult la cei din jurul meu în toți acești ani încât simt nevoia, și de asta spuneam că eu m-am schimbat mult în ultimele luni, simt nevoia să mă pun și eu în sfârșit pe primul loc în viața mea. Vine la poreță și vine ca să-mi dai gurița, gurița ca a ta, nu mai are